60 de copii și tineri români din Serbia au participat săptămâna aceasta la tabăra de tineret Biserica în mijlocul copiilor să învățăm și să ne jucăm împreună, organizată la Vârșeț de Episcopia Daciei Felix. Aseară, Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu le-a vorbit tinerilor în cadrul unei conferințe care a avut loc la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului despre tinerețe ca dar al lui Hristos pentru biserica sa. La eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Episcop Ieronim. Sperăm că toate aceste momente au contribuit la îmbogățirea spirituală atât a tinerilor, copiilor, dar și a celor care i-au însoțit. Iată, ne extindem legăturile și cooperarea român de cele două părți ale Banatului, ceea ce este un lucru foarte frumos și toate acestea pentru propășirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos, pentru păstrarea configurației spirituale a poporului și a bisericii noastre în această parte de lume. Sunt recunoscător lui Dumnezeu că am putut în această seară și în acest periplu de câteva zile să punem împreună cu membrii Colegiului Sfântul Nicolae din Iași o cărămidă, nădăjduim noi, de folos în construcția sau reconstrucția acestei eparhii care, după spus, a prea Sfințitului Ieronim a trecut prin destule vicisitudini. Nădăjduiesc la bunul Dumnezeu ca ceea ce s-a întâmplat în aceste zile să fie de folos obștei creștinești și românești din această parte de lume. La conferință au participat și credincioșii comunității românești din provincia autonomă Voivodina, dar și un grup de elevi și studenți din Timișoara. Ne bucurăm și aducem un aport prin prezența profesorilor de religie și a doamnei inspector din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș pe disciplina religie și a unui număr de studenți din toți cei 4 ani de studii care au format și un cor ad hoc ce a întâmpinat pe tinerii prezenți la această tabără cu frumoase cântări românești, tradițional ortodoxe. A fost o călătorie inițiatică și pentru ei. Tabăra s-a desfășurat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și în parteneriat cu mai multe instituții din România și din Serbia.